Bună ziua, dragii mei! Nu e cazul să vi-l mai prezint pe invitatul meu de astăzi. Cred că este suficient doar să-i spun numele și funcția, nu? Este, sau profesia, scuzați-mă. Este avocatul... Funcție fără, da. Am fugit de Ai funcții, da. fugit de funcții. Am fugit de funcții, Augustin da. Drăghiceanu, recunoaște, a Mulțumesc, fugit de da. funcții. De ce ai fugit de funcții, Augustin? Pentru că îmi place ceea ce fac și mi se pare că avocatura poate să fie o profesie foarte frumoasă și care poate să reflecte în finalitatea ei interesul, binele, frumosul și așa mai departe. Dar nu este grea? Depinde, este și grea, este și ușoară. Depinde cu câtă dragoste o faci și depinde poate și de succesul pe care îl ai și dacă argumentele tale sau pledoaria ta sau gândurile tale ajung în cele din urmă la un reprezentant al statului care dă dreptate sau face dreptate. Atunci Oh, este frumoasă. prin intermediul nostru poate aude cineva de la nivelul guvernului că N-am noi avut-o, toți spunem aici da. lucruri interesante sau punem probleme pe care cei care ne ascultă le ridică și sperăm ca și noi să fim auziți de către Da. autorități. Un singur lucru vreau să te mai întreb până începem interviul pe domeniul respectiv, dar când ai un insucces sau nu știu cum să-l numesc, Se întâmplă și ce simți? Cum simți? așa dezamăgire. Depinde cum pornești la drum. Depinde de dreptatea pe care tu o promovezi, nu este întotdeauna cea pe care judecătorul o vede. Tu încerci să spui adevărul tău, partea adversă spune adevărul lui și în cele din urmă există un adevăr unic pe care judecătorul îl pronunță. Mi s-a întâmplat să pierd și să pierd eu împreună cu clientul meu, cauza fiind a lui, și să mă dedic cu totul și să cred în acel adevăr, sau s-a întâmplat și să câștig. Mă dezamăgește, încă am ceva ani în spate, dar încă mă implic ca și cum ar fi adevărul meu, pentru că altfel nu Pentru vei putea să că transmiți faci și niciodată. cu Dar profesionalism și cu pasiune meseria pe care o faci. da, îmi place ceea ce fac. Încă, deși sistemul de justiție este cum este, am avut parte de judecători extrem de bine pregătiți, de echilibrați, care au dat cele mai multe soluții, au fost favorabile și am fost foarte încântat. Felicitări și succes în Mulțumesc. continuare. Dar acum Am să mers. revenim la lucruri mult mai pământești, mult Da. mai reale. Și aș vrea să vorbim punctual despre câteva lucruri care se pot întâmpla sau se întâmplă chiar în momentul acesta din punct de vedere al fiscalității, în domeniul ăsta care ne cam macină în ultima perioadă și ne pune așa, ne pune și întrebări, nu ne dă răspunsuri și ne mai ia și banii din Sunt o buzunar. serie de modificări legislative care cumva încurcă și sunt destul de dificile pentru omul de rând. Dar un astfel de sistem n-ar trebui să vină să fie în folosul cetățeanului, să ușureze cumva, bun, să strângă statul banii Întotdeauna la. cineva are interes, cineva câștigă, cineva pierde. Există persoane care câștigă din asta, alții care nu. Deci, până la Bun. urmă, în cazul nostru și al discuției de astăzi, consumatorul, cel care vine și cumpără, va plăti mai mult. În cadrul acestei discuții de astăzi, vorbim despre cei care, indiferent că au sau nu au, vor plăti mai mult pentru același lucru. Deci, veștile bune, uitați-le. Augustin astăzi vine și ne explică. Asta este vestea bună. Vine și ne explică ce se poate E întâmpla. Hai un să. exemplu. Mă gândeam să începem cu ipoteza creșterii TVA-ului la locuințele noi de la 5 La la 9. 9 și apoi la 19. Dacă permitea legislația veche achiziția unui imobil care se încadra în noțiunea de loc, ce putea fi locuit ca atare, deci care nu avea finisaje, era să-l numim la gri. Și o familie poate își permitea mult mai ușor să acceseze un credit și cu un TVA de 5%, urmând să și-l facă încet, încet, dar aveau locuința lor. Acum, legiuitorul a impus niște condiții de finisaje
care, am spune, în condiții de decență, orice imobil pe care îl cumperi, trebuie să aibă o toaletă, o baie, un parchet și așa mai departe, uși, dar pe de altă parte au crescut până la valoarea de 600.000 de lei, TVA-ul este de 9%. Nu e mic. Creșterea de la 5 la 9% aproape nu este mică, dublată. Mai ales că automat poate și dezvoltatorii puteau să vândă la niște prețuri mai mici. Nu mai vorbim că poate dezvoltatorii vor fi nevoiți prin aceste finisaje să crească prețurile și să treacă chiar de cei 600.000 de lei. Poate că un apartament cu 3 camere va trece de cei 600.000 de lei într-o zonă bună. Și atunci ce se Suntem întâmplă? Pe taxare de 19% și diferența de la 5 la 19 este uriașă. Deci pornim de la 5% TVA-ul și ajungem deci cumva... Noi suntem la 9% astăzi până în 600.000 de lei, 9% care înseamnă, pe lângă o sumă mai mare la achiziție, înseamnă, reflectă de fapt, se reflectă la cei care cumpără prin credit bancar, la rate. La rate mult mai mari, pentru că foarte mulți nu își permit să achite mai repede de 25 de ani și știm cu toții cum funcționează sistemul bancar și că primea anii mai mult dobândă și așa mai departe. Și practic fiecare sumă în plus cu care crește prețul de achiziție crește automat și în patrimoniul tău prin valoarea ratelor plătite. Deci crește TVA-ul, mai crește și dobânzile la bancă. Și dobânzile la bancă și așa mai departe. Nu mai spun cu valoarea pe care o bagă statul la băncile care au cifră de afaceri mai mare. Deci oricum condițiile de creditare vor fi mai anevoioase și mai scumpe. Și atunci automat se vor lua creditele mai greu și se va plăti mai mult. Practic pentru același lucru. Practic pentru tinerii. Pentru tinerii care muncesc care și care casă. Vor o casă. Va deveni aproape... Da. Nu au împovărător. Va chiar... deveni împovărător. Adică va fi, este o creștere care se simte. Este o creștere la o valoare de 600 de mii, o creștere de TVA de la 5 la 9 se simte în bugetul oricărei familii. Da. E o problemă. Este o mare problemă. Să revenim la un alt capitol. O altă noutate, să-i spunem așa, și o problemă cu care ne-am confruntat cu toții. Așa cei vin, care noutățile avem, vin cu probleme. Da, persoanele fizice care au imobile da. Și care le închiriază la societăți comerciale, s-a modificat sistemul de impozitare. Dacă până acum persoana fizică făcea o declarație la final de an cu venituri din cedarea folosinței bunurilor, începând cu ianuarie, în mod normal, societățile comerciale trebuie să facă reținere la sursă. Asta înseamnă, mai pe românește, că nu mai plătim întreaga valoare a chiriei către persoana fizică, ci o anumită parte, un anumit procent, trebuie să-l rețim și să-i plătim noi lui impozitul. Până aici nu pare așa o mare problemă, dar este, pentru că, în primul rând, această măsură s-a aplicat din luna ianuarie. Multă lume n-a știut în primul rând cum se face reținerea, în ce cont ții banii, unde îi trimiți. Mulți au plătit deja, până să se anunțe în concret, mulți au plătit poate la începutul lui ianuarie, au plătit chiria în avans, de exemplu. După aia vor trebui să se regularizeze în luna februarie și să rețină cota din impozit aferentă chiriei pe ianuarie și asta înseamnă că proprietarul, care poate înțelege, poate nu înțelege, asta e o altă problemă, va trebui să primească cu mult mai puțin din chiria numărul 2 pe luna februarie, pentru că va trebui să reținem impozitul aferent chiriei în procentul stabilit de legiuitor. Asta înseamnă că sunt foarte mulți proprietari care nu vor înțelege de ce ei trebuie să primească mai puțin. Și au poate fost situații. Nu vor să renegocieze forțat. O să zic că noi, degeaba, practic e același lucru. Și el avea obligația, dacă era de bună credință, să-și declare veniturile. Pentru că oricum orice societate comercială trebuie să înregistreze contractul la administrația financiară ca să poată să aibă punct de lucru, să-și deducă cheltuielile și așa mai departe. Deci este o problemă. Din perspectiva proprietarului, persoană fizică, dar să zicem că oricum dacă el era de bună credință și își plătea impozitul, automat n-ar trebui să-l deranjeze că cota lui o plătește societatea comercială care folosește bunul lui. A doua problemă pe care o are, deci dincolo de cea administrativă să-i zicem, în care ne lămurim unde plătim, când plătim, cum plătim, de ce luna ianuarie a fost un haos. A doua problemă
este că persoanele care dețin mai multe imobile, persoanele fizice, și au mai mult de 5 contracte de închiriere, se schimbă cota. Plătesc 20%. Mai plătesc adică, nu 10%, mai puțin, mai mult. Plătesc să 20% avem... impozit. Exact. Exact. Nu mai intră la categoria venituri, activități independente, în fine. Deci s-a modificat procentul. Deci cei care au, mult. Deci cei care aveau, să zicem, mai multe locuințe și s-au dezvoltat. Au mai mult de 5 contracte de închiriere. 5 contracte. Da. Mai mult de 5 plătesc 20% venituri pe, din cedarea folosinței. Spuneam că vorbim concret despre astfel de lucruri. Un om care are 5 locuințe pe care le închiriază înseamnă că e un om, să zicem, înstărit, nu? Clar. Este clar. Un om înstărit. Da. Afectează. E ca un business, nu? Da, normal că este un business. Și atunci îl afectează pe el și... Îl afectează că el va trebui, pentru că statul impozitează cu 20% în loc de 5%. Statul îl prezumă ca fiind avut. Da. Adică eu poate am 5 garsoniere, nu foarte luate de pe vremuri, ok, sunt 5, dar pot fi niște garsoniere de la care iau niște sume nu foarte mari. Automat, ridicarea impozitării de la 10 la 20 mă forțează pe mine să cresc automat chiria. Dar dacă chiria mea din piață nu e competitivă, să zicem, automat o să le închiriez mai greu. Dacă eu am cumpărat prin credite bancare cele 5 să le dau în chirie, că aici e problema, de fapt. Sunt foarte mulți care strâng avansuri, iau credite și își fac niște calcule destul de stricte. Cât dau rata la bancă, câți bani iau pe chirie, care e procentul pe care îl dau la stat. Sunt sigur că excedentul de 10% pe care acum îl ia statul, sigur îi vor afecta. Poate sunt foarte mulți care încasau fix acei 10%. S-ar putea acum chiria de la bancă, rata la bancă să fie cât chiria pe care o încasezi. Și să nu mai existe profitabilitate pentru că trebuie să-l mobilezi, trebuie să investești în el. Deci mai sunt niște sume de bani pe care tu le bagi și pe care tu, persoană fizică, nu poți să le deduci, că tu nu ești SRL. Și atunci nu doar că tu nu mai iei procentul de 10% în plus pe care îl dai la ANAF, gradul în care tu îți deduci cheltuielile și ți le acoperi, practic durează mult mai mult. Deci persoanele fizice sunt un pic afectate din punctul meu de vedere. Deci în continuare și astăzi putem vorbi despre împovărarea celor care dezvoltă, da. Hai să zicem, o mică afacere, da, spre este o mică afacere. Sunt foarte mai mulți mare. Care și-au făcut calcule, au cumpărat 2 imobile, le-au dat în chirie, au reușit să strângă chiriile, să dea un avans, să ia a treia proprietate și așa mai departe. Este un proces în timp pe care oamenii l-au... Eu sunt conștient că aceste măsuri poate au fost luate de acei spuși, acele persoane fizice care au foarte mulți bani în spate, pe care nu-i pot justifica și care au câte 20, 30, 40 de apartamente. Sunt multe exemple de genul ăsta, de aceea s-a și propus impozitarea 70% pentru bunurile sau veniturile pe care nu le poți justifica. O măsură interesantă, aș vrea să o văd și aplicată. Aici e mai pentru că să știm cu toții că sunt nenumărate ipoteze în care bunurile nu pot fi justificate. Sunt chiar curios dacă o să vedem impozitare. În fine, nu discutăm despre asta. Ba, dar putem pentru... să ne oprim puțin să spunem. Ideea este că pentru cei care nu își pot justifica și care au în spate zeci de apartamente și nu există nicio dovadă cum le-au cumpărat și așa mai departe, din ce fonduri licite, ilicite, juste și așa mai departe, omul de rând care are 5 credite, acela cu certitudine rata lui de profitabilitate va scădea. El va fi mai împovărat. Da. Acest sistem nu va fi valabil și în cazul persoanelor fizice cu persoane fizice, nu? Nu. Nu. Ca să... Nu. Este vorba exclusiv de societăți. Da. Dar cu certitudine, dacă ai mai mult de 5 contracte de închiriere, plătești 20%. Reținerea la sursă este cea care s-a schimbat din perspectiva schimbării celui care plătește impozitul. Dar dacă ai mai mult de 5 contracte de închiriere, da, tu plătești 20%. Să știi că nu te mai invit prea curând. Da, nu te mai invit foarte curând pentru că te aduci vești mai puțin bune. Ar mai fi un aspect interesant care mi se pare revoltător, impozitarea a luxului, să-i spunem. Aici îi interesează lux. Și pe cei care au lux, dar și pe alți care nu. Bun, da, suntem în... Pe mine mă deranjează sistemul. Conceptul. Deci odată veniturile mele au fost impozitate. Cum vii tu acum
și mai îmi impozitez încă o dată bunul. Păi bunul acela l-am cumpărat ca urmare a scăderii taxelor către stat și l-am investit sub forma unui profit net. Păi profitul meu net, de profitul meu net, mi-am cumpărat o casă. E casa mea. Am dat 500.000 de euro, echivalentul pe care îl vede legiuitorul astăzi, care însemnând un bun de lux. Pe acel bun de lux, pe care tu deja mi l-ai impozitat, acum eu trebuie să plătesc un procent în plus. Nu contează dacă e mare sau mic. Pe mine mă deranjează principiul. Nu contează care e suma, că puțin cu puțin se adună. Și se adună practic tot pe spatele nostru, celor care poate am muncit și în urma muncii mele și a impozitării și a plăților către stat, a tot timpul mi-am plătit taxele, cotizațiile, sunt la zi, am rămas cu o sumă de bani și cu asta mi-am cumpărat un bun. Și tu după aia, pentru simplu fapt că eu dețin bunul ăla, tu mi-l impozitezi. Mi se pare... Și cum se va face acest... Rămâne de văzut și eu sunt curios. Noi discutăm acum despre... Se va face o evaluare, probabil, fie la grila notarilor, oricum nu mai e actualizată. De principiu, la de administrația financiară, e o grilă cu venituri, grilele notariale, care sunt prețurile pe zonă, la fel cum plătim și astăzi impozitul, doar că se va majora. Adică nu e complicat. La fel și cu mașinile. Legiuitorul a stabilit o taxă de lux pentru mașinile individuale care depășesc 75.000 de euro. La fel. Același raționament. Am strâns bani, mi-am plătit taxele, am rămas cu bani curați, mi-am luat o mașină de bani, plătesc impozit în plus pentru că e scumpă. Păi e dreptul meu să-mi cumpăr ce doresc câtă vreme mi-am plătit taxele către stat. Câtă vreme ai plătit taxele? Câtă vreme mi-am plătit? Eu înțeleg că sunt foarte, foarte mulți. La fel, ne întoarcem la discuția anterioară. Sunt foarte mulți care nu au cum să justifice veniturile. Nu au nimic pe numele lor. Au Ferrari-uri, Rolls-Royce-uri, mașini de sute de mii de euro, imobile pe care le folosesc și nu sunt pe numele lor. Și atunci, ok, aceea trebuie să intre în atenția opiniei publice, să-i spunem așa, și a organelor competente, dar pe noi nu ne interesează. Că eu înțeleg că s-a pornit de acolo. Ce facem cu ăștia care dețin proprietăți și nu plătesc decât ca omul de rând? Da? Nu ăsta e raționamentul. Pe mine mă interesează principiul. Principiul fiscal sau principiul de drept ce stă în spatele modificării legislative trebuie să fie unul. Predictibil, echitabil. Adică nu poate fi pus pur și simplu. Hai pe ăștia cu bani să impozităm mai mult. Au de unde. Cam așa sună. Până la urmă, cei cu bani care nu vor să-și declare toate veniturile și așa, ei oricum evident, vor face evaziune și oricum nu vor ajunge să plătească taxele și impozitele. Mi se pare, nu, asta nu, eu nu înțeleg. Poate că cineva responsabil ar putea să-mi spună de ce mă obligă pe mine să mai plătesc în plus, pe bunul pe care eu îl dețin legitim. Poate cei de la finanțe, poate domnul ministru Goloș. Interesant să ne spună. Dar în afară de case și mașini, mai intră și alte obiecte la... Acestea nu. Acestea sunt prevederi exprese care sunt ca element de noutate. Ei, poate că sunt alte taxe, dar asta mie mi s-a părut, adică faptul că... Nu, pe produse de lux, dacă sunt și alte recotate. Doar casele și astea sunt din ce am apucat să studiez, avem aceste valori, prag 500.000 de euro și 75.000 de euro pentru autoturisme, se plătește un procent. E mic. Pentru valoarea care depășește. Da. Așa zice legiuitorul. Dacă ai o casă de 550.000, plătești procentul, 0,3 la valoarea dintre 500 și 550.000. Dar nu înțeleg de ce. De ce să o fac? De ce? De ce să ne avem încă adică, o taxă în plus? Dacă eu am o societate și bunul este exclusiv în vederea desfășurării activităților comerciale și este ca activ în societate, înțeleg. Plătesc oricum impozit la fluxul, la banii pe care îi fac ca urmare a, cesionării, folosinței și așa mai departe. Dar pentru simplu fapt că îl dețin... Da, avem o suprataxare. Este o suprataxare, de fapt, asta este. Este o altă formă de a suprataxa ceva. De a împovăra din nou. Cred că mai putem contabiliza suprataxele astea pe care le ducem anul probabil acesta? Probabil că dacă le-am luat pe rând și le-am analizat, probabil că pe foarte multe le-am vedea chiar o formă de suprataxare. Augustin, ca să nu ne mai dai multe vești rele, aș vrea să încheiem cu un alt subiect incitant, cu deducerea TVA-ului.
Da, această deducere noi cumva ne-am obișnuit de la autoturisme, la contractele de leasing, TVA-ul la achiziție și pe parcursul desfășurării contractului se putea deduce în limita 50% dacă nu folosea exclusiv autoturismul în interesul sau în legătură cu obiectul de activitate al societății pe care s-a făcut contractul de leasing. Adică dacă eu, ca avocat, am făcut un contract de leasing și am luat un autoturism pe care îl folosesc și în interes personal călătorii și mă duc și la tribunal, eu deduc, amortizez autoturismul în perioada pe care o prevede codul fiscal, dar TVA-ul se deduce în limita a 50%. S-a introdus această modificare și în ceea ce privește leasingul de locuințe. Se face leasing, se ia un imobil în vederea, probabil, foarte mulți care fac leasing pe imobile, le închiriază la rândul lor, tot ce vorbeam și din chirii, practic își plătesc leasingul și ei deduceau 100% TVA-ul. Practic această deductibilitate se face în limita a 50%, la fel și cu cheltuielile. Dacă nu se dovedește că întregul imobil este alocat obiectului de activitate al societății, deductibilitatea se face tot în limita de 50%. La fel și la autoturisme, combustibilul se deduce în limita a 50% dacă nu se dovedește prin ordine de deplasare că este folosit exclusiv în interesul desfășurării obiectului de activitate. Poate deci aparent o rigurozitate foarte mare și o atenție la bani, dar în fond este o împovărare a celor, a societăților mai mici, mai... Eu aș mai puncta un ultim aspect pe care aș vrea să-l mai studiez. Eu m-aș bucura ca el, până terminăm această conversație, să nu mai fie de actualitate, dar el este de actualitate, în sensul în care au fost scoase de la deductibilitate contractele de mecenat. Sponsorizările, sau să le numim contractele de mecenat, erau făcute de societățile comerciale cu o cifră de afaceri mari. Și de cele mai multe ori erau acordate unor persoane în nevoie. Știu caz concret în care o societate a salvat pur și simplu viața unui om, acordând sume de bani pentru intervenții chirurgicale, pentru tratamente extrem de costisitoare. Exista un procent stabilit de lege din care acest contract de mecenat era deductibil din impozit. S-a scos. Asta înseamnă că toate organizațiile non-guvernamentale, organizațiile de bine, cei care își doresc, care fac foarte mult bine, erau susținute. Din ceea ce nu face statul, de fapt. Din ceea ce nu face statul. Ele erau susținute din aceste venituri. O societate comercială care știa că în loc să dea o bună parte, o parte din banii aia la stat, trimitea acei bani în vederea pentru utilizarea lor într-un scop benefic, un scop de bine, salvator și așa mai departe, este foarte, foarte interesant cum această modificare este ceva, mie mi se pare incredibil. Pentru că, într-adevăr, aceste societăți contribuiau foarte mult, au fost salvate... ONG-urile asta fac, asta e menirea lor. Asta ceea fac. Ce nu poate face statul într-un plan, să zicem, mai mic. Deci sunt societăți care susțin practic activitatea ONG. Și eu tind să cred că această măsură practică a fost, că nu am altă concluzie, că există ONG-uri care supără și deranjează, adică societatea civilă trebuie pusă cu botul pe labi, ca să mă exprim așa, și din păcate, din cauza acestor măsuri practic restrictive din punct de vedere financiar, că am putea spune ok, o societate comercială care produce și are resurse financiare mari va plăti oricum, dar din punct de vedere contabil, fiscal, pentru el pierderea va fi mai mare. El avea o pierdere mai mică, oricum nu deducea tot. Dar oameni care au nevoie de intervenții de sute de mii de euro, de exemplu afară, cu certitudine societățile vor fi mult mai atente și sumele alocate vor fi mai mici. Eu sper ca la un moment dat să existe niște limitări. Și așa existau limitări procentuale. Din ce am studiat, ce am văzut, nu mai sunt deductibile sponsorizările. Și e mare păcat, pentru că și eu am făcut voluntariat la un ONG pentru mamele și copiii născuți prematuri, care este ceva, eu înțeleg că sponsorizările acestea sunt discutabile. Eu știu ce anume a avut în vedere legiuitorul.
Dar să nu faci tu o distinție între sponsorizările care din spate de fapt reprezentau altceva, că nu discutăm acum. Da, nici nu vreau, știm cu toții ce înseamnă și cum se dau bani, dar să nu faci tu o distinție în care acte medicale plătite către spitale, sau să faci o distinție. Sau mai bine să faci un control sau să ții un control și să permiți exact, ca fiind deductibile actele caritabile, da, care chiar au o finalitate, salvează suflete, salvează copii, se duc către spitale. S-au construit spitale din sponsorizare. Deci un mai mare control al problemei ar fi permis ca această măsură legislativă să fie mult mai clar luată și să fie mult mai permisivă. Da. Augustin, îți mulțumesc foarte mult și tare mult aș vrea ca după acest interviu, cei care doriți să puneți întrebări, să aflați mai multe informații din acest domeniu, să ne le trimiteți, pentru că așa, împreună cu Augustin, vom fi aici pentru dumneavoastră să destrușim tot ce înseamnă aceste taxe, impozite, tot acest mecanism în care ne bagă guvernul. Încercăm. Și pe care uneori cu greu îl suportăm. Mulțumesc frumos, o zi bună și dumneavoastră rămâneți cu ochii pe puterea și pe dialogurile puterii. O zi bună!